Biserica Sfântul Nicolae a mănăstirii Probota, zidită de Petru Rareș în 1530, se numără printre cele 8 monumente din Moldova de Nord, înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Programul iconografic de la Probota este declarat de către specialiști ca fiind unic, coerent și unitar. El este conceput de către o echipă de călugări sub concea lui Grigorie Roșca. Și în afară de frumusețe artistică și cromatică, dezvăluie un bogat conținut teologic, începând cu pictura exterioară, care este o inovație adusă în vremea lui Petru Rareș. În primul rând, avea rolul de cateheză, de învățarea poporului dreapta credință. În perioada 1996-2001, întreg ansamblul mănăstirii a constituit obiectul unui important proiect de conservare-restaurare, derulat sub auspiciile UNESCO și finanțat de Fondul Japonez pentru Patrimoniul Mondial și de Ministerul Culturii din România. Proiectul a fost pus în aplicare de colective interdisciplinare internaționale, acesta reunind pictori restauratori, istorici de artă, arhitecți, ingineri de diferite specialități, arheologi, informaticieni, fiind deopotrivă și un șantier școală pentru studenții veniți din diferitele țări ale Europei și din America de Sud. Principalul obiectiv al proiectului a fost restaurarea picturilor murale interioare și exterioare ale Bisericii Sfântul Nicolae. La începerea lucrărilor de restaurare a frescelor, suprafețele interioare erau acoperite în cea mai mare parte cu repictări ce datau din 1844. Acestea au fost realizate din inițiativa egumenilor greci, care conduceau mănăstirea în numele celor veniți de la Sfântul Mormânt din Ierusalim, așezământ căruia ctitoria lui Petru Rareș îi fusese închinată în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Înlăturarea straturilor de pictură ce datau din prima jumătate a secolului al XIX-lea a condus la redescoperirea unui ansamblu mural foarte bine conservat, cu un prețios program iconografic. Acesta a putut fi recuperat în totalitate prin restaurarea științifică de nivel mondial. Pictura exterioară, deși ni se descoperă destul de ștearsă din cauza intemperiilor, este prima care atrage atenția pelerinului. Turnul de poartă al mănăstirii Probota cu stema Moldovei în bazorelief este acoperit și el de o pictură tot ștearsă, care în trecut ne descoperea figurile ctitorilor. Lipsa unei prețioase suprafețe de pictură exterioară este compensată de rafinamentul cromatic pus în evidență de razele soarelui. Datorită luminozității frescelor de exterior cauzate de aceste imperfecțiuni cromatice, Probota este considerată printre specialiști un unicat. Ansamblul mural exterior de la Probota conține teme comune cu cele ale picturilor de exterior din Moldova, așa cum am observat la Moldovița sau Sucevița. La Probota, coerența programelor iconografice și mesajul lor au determinat înscrierea acestora pe lista Patrimoniului Mondial. În pictura exterioară regăsim teme bine precizate, acatistul Bunei Vestiri, prima ca fiind
acatistul cel mai complet, care descrie cel mai bine taina întrupării Mântuitorului, Domnul Iisus Hristos, rolul Lui ca împăciuitor între Dumnezeu și om și glorificarea Maicii Domnului, adică lauda și mulțumirea care trebuie să aducem noi Maicii Domnului ca binevoit să se facă născătoare de Dumnezeu. După aceea este arborele lui Iesei. Arborele lui Iesei, de fapt, este o combinație între Vechiul Testament și Noul Testament, arătând lucrarea lui Dumnezeu asupra omului încă de la început. În Vechiul Testament, omul era pregătit pentru venirea Mântuitorului, iar în Noul Testament, deja era împlinită făgăduința făcută lui Adam la izgonirea din Rai. De ce se cheamă arborele lui Iesei? Pentru că Iesei era tatăl lui David. Și cum spune Sfânta Scriptură, că stea din David va răsări și din rădăcina lui Iesei se va naște Mântuitorul. Apar acolo, în această compoziție, profețiile legate de Domnul Iisus Hristos, de Maica Domnului și scene din viața Domnului Iisus Hristos. Lângă această compoziție apar sibilele și filozofii. Filozofii, chiar dacă erau păgâni, ei totuși l-au descoperit pe Dumnezeu și l-au mărturisit. Și sibilele erau fecioarele care vorbeau despre Dumnezeu. Sunt cunoscute în istorie 9 sibile. Aici, la Probota, din păcate, nu se mai vede mai nimic din pictura exterioră ca să distingem exact programul iconografic. Mănăstirile nu sunt un lucru izolat de lume. Mănăstirile, la început, deci în Evul Mediu, aveau și rolul de a învăța primele școli sau înființa pe lângă mănăstiri. De aceea apar și filozofii, pentru că în vechime ei erau învățații vremii. Așa cum în Evul Mediu, învățații vremii erau călugării. Deci este o paralelă, dacă am putea spune, între ceea ce au transmis călugării și filozofii în vechime. Vă spuneam că ei nu erau departe de Dumnezeu, dar încă nu li se descoperise. Deci ei percepeau dumnezeirea la nivelul lor uman, intelectual, pe cât le îngăduia Dumnezeu. Filozofii, la fel și sibilele. De sibilele aveau o viață deosebită, deci ele nu duceau o viață lumească, să spunem așa. Ele nu erau căsătorite, nu aveau, erau femeile care trăiau pentru Dumnezeu. De aceea, prezența lor în mănăstire n-ar trebui să surprindă, mai ales în partea exterioară, că exteriorul mănăstirilor este legătura cu lumea. Deci primul contact pe care le-a lumea cu biserica. De ce apar la exterior? În interior nu mai apar, pentru că deja interiorul este partea religioasă a omului, este apropierea omului de Dumnezeu, deja nu mai apar aceste, nu mai sunt evidente aceste legături cu lumea, că de la lumea fizică în care trăim noi se trece la cea interioară duhovnicească, prin biserică. Acesta, de fapt, este rolul bisericii, a schimba omul din om lumesc în cel duhovnicesc, în a-l uni pe om cu Dumnezeu. Toată pictura de la Probota exprimă acest aspect, și anume unirea omului cu Dumnezeu. Poate de aceea a fost și considerată
ca cea mai completă și care corespunde cel mai bine cerințelor liturgice. Bine, acum vorbim și de faptul că este foarte mare și spațiul a permis ca să fie pictat mult mai mult, dar este declarată cea mai completă și care corespunde cel mai bine cerințelor liturgice pentru această manieră de exprimare iconografică a celor care au prezentat, care au pictat biserica. Indiferent din ce punct de vedere privim sau prezentăm biserica, programul iconografic este coerent, are o cursivitate. Indiferent că o luăm de la intrare spre Sfântul Altar sau de la Sfântul Altar spre intrare, că o privim pe orizontală sau verticală, pictura de la Probota prezintă o încrucișare de idei și o continuitate. La exterior mai găsim rugăciunea tuturor sfinților. De ce apare ierarhia cerească? Pentru a arăta că unde este ierarhie, unde este ordine, este Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Și că ierarhia pământească respectă o ierarhie cerească. Deci întâi a fost în cer și apoi pe pământ. Sunt cetele ierarhilor, apostolii, prorocii, cuvioșii, cuvioasele, mucenicii, mucenițele. Deci sunt ierarhizați după logica lui Dumnezeu. Brațele Părinte. Nu întâmplător la exterior a fost redată și pilda fiului risipitor, scena simbolizând chemarea omului păcătos la nădejdea mântuirii. Fiul risipitor suntem noi oamenii care risipim bogăția dată de Dumnezeu și darurile primite la Sfântul Botez. Le risipim în grijile lumești, în toate cele. Dar Dumnezeu ne așteaptă ca pe fiul risipitor și pe toți ne primește ca pe fiul risipitor. Dacă facem ceea ce a făcut și fiul risipitor. Adică și-a venit în sine, a mărturisit și s-a gândit că Dumnezeu, că Tatăl lui are atâtea bunătăți și că îi le va da și lui chiar dacă nu le considera. Așa și noi, să ne întoarcem de fiecare dată la Dumnezeu. Oricâte greutăți am avea, oricâte ispite, așa să ne întoarcem la Dumnezeu și Dumnezeu, văzându-ne de departe ca pe fiul risipitor, ne va primi cu dragoste. Este un mesaj adresat tuturor oameni, de aceea apare la exterior. Din nou vă spun, pentru că e legătura cu lumea. Omul vine, când vine prima dată la biserică, se uită pe pereți afară. Nu știe ce va fi în interior, dar vede afară. Și este prima chemare a lui Dumnezeu pentru om. Vino, vino la mine. Cei împovărați cu păcate, luați sarcina mea și jugul meu și urmați mie că este ușor. Cum se spune și în rândeala de la călugărie. Și este adresat tuturor oamenilor. La exterior, deasupra intrării, au fost pictate scene din viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. De ce Sfântul Gheorghe? Pentru că Sfântul Gheorghe, până la aducerea moaștrilor Sfântei Cuvioase Paraschiva, era considerat ocrotitorul Moldovei, încă și acum. Și în plus, Sfântul Gheorghe este ocrotitorul armatei. Voievozii moldoveni, Ștefan cel Mare mai ales, și după el chiar și Petru Rareș, pe steagurile de luptă, aveau chipul Sfântului Marele Mucenic Gheorghe ca ajutător și biruitor în lupte. Sfântul Gheorghe, printre altele, este ocrotitorul generalul, conducătorul de armate, așa cum Sfântul Nicolae este ocrotitorul voievozilor. De aceea multe biserici și mănăstiri voievodale au hramul Sfântului Ierarh Nicolae și Sfântului Gheorghe.
și a Sfântului Mare Mucenic Dimitri, care la fel a fost voievod. Și de aceea, în tradiția noastră, avem nădejdea că așa cum a cunoscut greutățile acestei misiuni a voievodului, îl va ajuta și pe voievodul care construiește mănăstirea să ducă greutatea și crucea. Alte imagini care prea puțin se văd au fost redate la exterior, pe partea de vest a bisericii. Aici a fost pictată viața Sfântului Ierarh Nicolae. Este hramul bisericii Sfântul Nicolae și așa este canonic pe partea de vest să se picteze scene din viața Sfântului a cărui este hramul bisericii. Din păcate, prea puțin se vede aici la Probuta, iar pe latura de nord se pictează în general scene din viața sfinților care caracterizează locul, dacă este biserică de parohie, iar dacă este mănăstire, a sfinților care caracterizează cel mai bine viața monahală a mănăstirii. Aici, la Probota, apăreau scene din viețile sfinților întemeitori de vieți monahale. Sfântul Antonie cel Mare, cunoscut ca părinte al pusnicii și al vieții egiptene, călugărilor egipteni, Sfântul Paisie cel Mare, temetor de vieți monahale, și Pahomie cel Mare. Sfântul Pahomie este temetorul vieții călugărești, viața de obște. De aceea apar, pentru că probabil viața călugărilor de la Probota era o viață de obște, dar era o viață isihastă, adică de pusnicie, de rugăciune, de liniște, deci nu o viață laică. Călugării aici aveau o cu totul altă viețuire, ei nu participau la viața administrativă. Erau mai mult pentru rugăciune, pentru post și erau și învățători. Ceea ce vă spuneam, că primele școli pe lângă mănăstire s-au înființat, de aceea și la Probota s-a înființat prima școală de caligrafie funcțională, Probota și la Neamț, după aceea și de pictură. Erau ateliere de pictură, ca să nu spunem școală, că școală înseamnă mai mult, dar erau ateliere de pictură, deci tot care învățau oamenii ceva. Și plus viața religioasă, viața în Dumnezeu. Tot la exterior, în dreptul Sfântului Altar, a fost pictată jertfa mielului pascal. Foarte frumos, domnul Sorin Dumitrescu spune că de aceea tot este orientat spre Sfântul Altar, că Sfântul Altar, de fapt, este împărăția cerurilor. Deci tot este orientat spre împărăția cerurilor, făgăduința lui Dumnezeu, ca ne face nouă tuturor oamenilor. Împărăția cerurilor este biserica și totul merge către biserică, către jertfa supremă, jertfa Mântuitorului, care este transpus la fiecare Sfântă Liturghie prin Sfânta Împărtășanie. Aici, în localitatea suceveană Probota, pășind pe poarta mănăstirii, te izbește de umbra istoriei așternută pe ziduri, pe turnuri, pe fiecare piatră și fiecare perete. Da, pereții bisericii mănăstirii Probota descoperă atât pe exterior cât și la interior linii și culori sacre, capabile să rafineze și să îndestuleze privirea, dar și căutările sufletului pelerinului însetat de cunoașterea lui Dumnezeu.